Firma a început să aducă pe șantierul de la podul de la Milișăuți grinzile necesare structurii. Cu toate acestea, așteptarea continuă pentru realizarea mult așteptatului pod provizoriu. Șefii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași au dorit să demonstreze că acțiunea lor nu stagnează și au anunțat printr-un comunicat de presă că în data de 18 iulie va fi semnat contractul de execuție cu firma responsabilă de construcția podului provizoriu din tuburi, în urma derulării procedurilor specifice de achiziție. Deja de 10 luni se discută în mod frecvent despre acest pod provizoriu, iar opinia publică este interesată să afle când va fi realizat efectiv acest pod provizoriu și când se va putea circula pe el. În comunicatul emis de instituție se menționează că supervizarea derulării contractului, precum și a lucrărilor rămase de executat, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, va fi încredințată unei firme de consultanță care va furniza informații periodice și obiective cu privire la stadiul derulării și evoluția contractului. De asemenea, se subliniază că autoritățile doresc să ofere transparență în ceea ce privește activitatea lor și să răspundă la întrebările și solicitările din partea publicului. În acest caz particular, au fost situații în care s-au furnizat date eronate publicului, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași are deja un punct de vedere exprimat și clarificat în legătură cu întregul proces desfășurat în ceea ce privește podul în discuție. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a reiterat acuzațiile adusei firmei care se ocupă de construcția podului mare, acuzându-i că au încălcat prevederile proiectului și implicit ale contractului, refuzând executarea lucrărilor sub trafic. Administrația drumului afirmă că la acel moment ar fi trebuit să rezilieze contractul, dar ar fi urmat să fie reluate toate procedurile, ceea ce ar fi însemnat încă 2 ani de întârziere. Astfel, reprezentanții autorităților afirmă că ar fi fost posibil ca podul de la Milișăuți să fie demolat parțial, permițând circulația pe jumătatea rămasă. Cu toate acestea, aceste declarații contrazic opiniile specialiștilor, iar poliția rutieră, în orice caz, nu ar fi dat aviz pentru o astfel de lucrare. În plus, conform declarațiilor directorului actual al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu, contractul a fost conceput defectuos încă de la început, fiind responsabilitatea fostei conduceri a instituției. În ciuda tuturor detaliilor menționate, acum așteptăm ca podul provizoriu din tuburi să fie realizat într-un timp cât mai scurt, permițând o circulație decentă. După care, sperăm ca podul principal să fie închis cât mai curând și în acest an să se desfășoare lucrările principale de înlocuire a grinzilor. Abia după aceste etape putem spune că au fost făcuți pași concreți în ceea ce privește șantierul de la podul din Milișăuți.